Cum a fost astăzi să jucați împotriva unei echipe din divizia națională? Mă, ne așteptam la ceva mai puternic, ceva mai echipa Milsani să joace. Sau poate terenul ceva le-a încurcat, sau poate noi ne-am strâns în mâini și am început să dăm luptă. Cred că s-a primit, din păcate am scăpat un gol stupid. În general, așa, în comparație cu meciurile din liga în care jucați și meciul de astăzi, a fost ceva, adică, diferență, mai dificil, mai... Nu, eu vă spun că mare diferență nu a fost ceva. Poate echipa Milsami a venit cu gândul că o să ne câștige la 2-3 goluri, să marcheze și o să plece acasă, dar... Noi ne-am luptat de la început și până la urmă. Sunt echipe și în divizia bune, sunt echipe, poate să se mai repete odată meciuri, să se ia totul în serios, să iei în serios, cred că va fi cu totul altceva. Să joaci cu viteza 2, 3, 4. Astăzi am încercat ceva mai leger, ne alergând să câștigi. Ce nu v-a ajutat echipei voastre să fiți mai periculoase, mai insistente în atac? Mai insistente în atac? Ai văzut că băieții se antrenează zi de zi, nu ca noi. Lucru, casă, familie și etc. Echipă profesională, echipă care se bate pentru titlu, cupă. Din păcate, noi cu ziua de astăzi suntem calmatori, cum să spun. Considerați că dacă tragerea la sorți era să fie un pic mai indulgentă și era să ne meriți cu altă echipă din Liga Secundă sau a treia, era să aveți șanse mai mari să treceți? Nu, posibil, nu să știe cum aveți fi mai bine. Eu cred că e un rezultat foarte bun pentru noi. Am jucat 0-0 și în prelungire am scăpat gol stupid. Nu, asta e fotbal, ce să fac. Pur și simplu, eu nu înțeleg câteodată echipa este cea mai puternică, este favorizată și puțin de arbitri. Asta e de când e lumea și de când e fotbal. Dar tare mult nu ne-a stricat meciul arbitri. După părerea noastră, puțin de tot a fost favorizat.